O educație de calitate se face în condiții bune. După acest principiu se ghidează edilul Valeriu Mândescu din Pleșoiu. După ce a introdus centrală termică în școală, în viitorul apropiat, întreaga clădire va fi anvelopată complet. O investiție suportată integral din bugetul local. Privind această investiție de reabilitare a școlii gimnaziale Pleșoiu, m-am gândit că e bine să o izolăm termic, ca cheltuielile cu căldura să fie mult mai mici și copiii să simtă bine. Această investiție va fi realizată începând cu 2021 și se duce până la 10 miliarde de lei. Autoritățile locale s-au implicat de fiecare dată pentru ca activitatea educațională din Pleșoiu să se desfășoare în cele mai bune și sigure condiții, spune Simona Pungă, directorul unității de învățământ. Evident că este necesară pentru că avem 9 clase, de la pregătitoare până la clasa 8-a. Confortul termic este foarte important. Alături de noi se găsește întotdeauna primăria Pleșoiu, domnul primar Mândescu, ne sprijină în toate activitățile în care avem nevoie. La școala gimnazială Pleșoiu studiază 181 de copii, din care 55 sunt preșcolari.